Domnul băiatul de aici se uită la filme de ochiate. Nu mai minți, mă! Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod. Este primul de săptămâna asta și primul după ce am atins pragul de 100.000 și vreau să vă mulțumesc foarte mult și celor care vă uitați acum la acest clip și nu sunteți abonați, puteți să mergeți și apăsați pe butonul ăla de abonează, nu vă costă nimic, e gratis. Și cum ziceam, sunt foarte fericit că am trecut de 100.000 de abonați și încă n-am primit placa aia de la YouTube, mai durează. În urma sondajelor pe care le-am făcut, am văzut că mulți dintre voi vreți să postez în fiecare zi și s-ar putea că de mâine să încep iar câte un episod scurt în fiecare zi până duminică și tot așa. Și odată ce am ajuns la numărul ăsta de abonați, am și obligația ca să mă prezint pentru cei care încă nu mă știu. Numele meu e Ionuț, un nume... Adică nu o să vezi un doctor să-l cheme Ionuț sau domnul doctor Ionuț sau domnul președinte. Nu, Ionuț, fă-mi și mie interiorul sau o șaurma cu de toate. Chestii de-astea. Toată lumea mă întreabă de vârstă, am 28 de ani, aoleu, sper să rămân la vârsta asta. Și al treilea lucru, care eu cred că este cel mai important, am un cocoș de 40 de centimetri. Ce, nu mă credeți? Stați că vă arăt, stați așa. Sper să nu se supere ăștia de la YouTube. A, uitați-l. Cocoșule, mâncăiești creasta lui. Băi, m-a murdărit cocoșul, mă. Gata, prieteni, și cu asta fiind spuse, hai să trecem la primul clip de astăzi și dacă tot am vorbit de șaorma, hai să vedem un clip care sigur o să vă facă poftă, să mergeți să vă luați una. România! Aproape de KFC. Mai mâncat șaorma, boșile. Mai mâncat șaorma. Vreți să vedeți și vă amuzat? Trecem la următorul clip de astăzi, este vorba de Liviu Dragnea, să duce să voteze la referendum și cred că un domn din comisie nu prea lânghite pe el pentru că nu vă zic, uitați-vă voi. Cred că mulți dintre voi gândiți că el ar merita o bere. Gata, prieteni, mai am timp de unul. În ăsta avem un nene mai în vârstă care încearcă și el să se dea pe skateboard. A treia oaie cu noroc. Gata, prieteni, ăsta a fost episodul pentru astăzi. După ce o să termin eu, o să mai urmeze două clipuri amuzante. Așa, am uitat să menționez în zilele trecute și în ultimele postări ale mele numărul de WhatsApp, ăsta este, unde bineînțeles aștept clipurile voastre și mai stăm de vorbă pe acolo. 2, pentru cei care nu sunteți abonați și vreți să vă abonați, puteți să apăsați butonul de abonează. Și ca de încheiere aș vrea să știu care este cel mai tare banc pe care l-ați auzit sau pe care îl știți voi. Dacă vreți, lăsați-l în comentarii acolo, na, să râdem și noi ăștia restul. Gata, prieteni, ăsta a fost episodul de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și până data viitoare, care sper să fie mâine, să ne auzim de bine. Pa! Mă uitam pe gaura că ei să a rămas asta. Tata îi făcea lui mama, uită cu limba. Tati, de ăștia mă ocup eu! Vă sparg să moară mama! I am a hero! Tati, man down! Man down! Ești prost ca măt! Da, m-a alunecat! Cocoșule, mâncăiești creasta lui.